Vă mulțumesc, bună dimineața! Inspectoratul de Poliție Județean Botoșan coordonează întreaga activitate prin ardătoare, dar și cea pe timpul desfășurării alegerilor în toate cele trei intervale de timp, în sistem integrat cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Lucrătorii structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul Botoșan sunt pregătiți pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică pe durata, pe întreaga durata desfășurării alegerilor pentru președintele României sau pentru cele două camere ale Parlamentului. Măsurile dispuse urmăresc buna derulare a proceselor electorale, efectivele din teren fiind pregătite să intervină prompt, conform competențelor legale, atât pentru a preveni orice abatere de la normele legale în vigoare, cât și pentru a soluționa cu celeritate eventualele sesizări ale cetățenilor. În perioada imediat următoare, sâmbătă, duminică, 23-24 noiembrie, aproximativ 1300 de angajați ai structurilor MEAI, respectiv peste 600 de polițiști, 325 de jandarmi, atât din județul Botoșani, cât și din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău, 250 de polițiști de frontieră, 149 de pompieri vor fi mobilizați pentru a menține ordinea și siguranța publică și pentru a asigura măsurile de protecție la cele 433 de secții de vot. Totodată, vor fi pregătite echipe pentru intervenție rapidă și cercetare a incidentelor electorale. Suplimentar, vor fi instituite dispozitive de ordine publică pentru prevenirea unor evenimente negative pe fondul unor eventuale aglomerări de persoane, iar polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Botoșan și echipele de intervenție din cadrul IJJ Botoșan vor fi permanent pregătiți să intervină dacă situația o impune, fiind dislocați în județ. Pentru o intervenție cât mai promptă, polițiștii rutieri vor organiza activități specifice pentru verificarea modului de realizare a transportului de persoane și supravegherea traficului rutier, beneficiind de sprijinul unui elicopter Black Hawk din cadrul MEAI, care va survola principalele căi de comunicație ale județului, precum și suport din partea specialiștilor RAR și ISCTR. Toate structurile teritoriale ale MEAI desfășoară activități în sistem integrat pentru a asigura exercitarea corectă a dreptului de vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa orice semnalare de incidente sau încălcare a normelor legale. Cu respectarea principiilor care guvernează activitatea și conduita profesională, așa cum a spus și domnul inspector șef Boariu, legalitate, echidistanță, imparțialitate, disponibilitate și cu prioritatea interesului public. Vă mulțumesc. Voi da cuvântul colegii mele pentru a face câteva precizări legate de drepturile și obligațiile cetățenilor.